Bayern și Frankfurt se luptă pentru locul care le va duce în ultimul act alături de Bayer Leverkusen, calificată deja după victoria cu Salzburg în 3-0. Bayern favorită clar 1-13, mai ales după succesul recent din campionat la Scor. O răzbunare pentru acel 1-5 din tur care a dus și la demiterea lui Niko Kovac. Frankfurt cotă 16-25 pentru victorie. Era la egal, cotă 8.50, Bayern favorită clar. O să mai vedem și alte cote în această partidă. Varianta peste 4,5 goluri, cotă 2.40. Pentru un gol al oaspeților, măcar, cotă 1.76. Și Lewandowski să marcheze primul gol, cotă 2.75. Pentru că, Sabin, să spunem, am ales această variantă de pariu, pentru că un gol al lui Lewandowski, în orice moment al jocului, are o cotă de sub 1.30. Da, știu că se întâmplă lucrul ăsta. Pe vremuri erau așa cu Messi și Cristiano Ronaldo, când evoluau amândoi în Spania. Se întâmpla ca uneori cota Realului la victorie, de exemplu, să fie mai mică decât cota unui gol marcat de Ronaldo sau același lucru legat de Messi. Și apropo de Kovac, a fost demis după un eșec cu Eintracht Frankfurt, dar a fost instalat la Bayern München după o victorie a lui Eintracht în finala Cupei Germaniei din anul 2018, ne amintim, s-a jucat la Berlin și Eintracht a învins-o nesperat pe Bayern cu scorul de 3-1. Asta cumva referitor la felul în care s-au disputat meciurile directe, pentru că, așa cum spuneai și tu, a fost Bayern și-a luat o revanșă după acel 5-1 din turul campionatului, dar cred că câștigând cu 5-2 meciul de pe teren propriu, disputat acum, nu știu, 2-3 săptămâni, dar cred că va mai căuta revanșe, pentru că a fost și acest eșec din cupă și, în sfârșit, Bayern nu uită așa de ușor o înfrângere atât de dură într-un moment în care echipa nu suferă la niciun capitol. Practic a fost un meci foarte prost făcut de Bayern atunci la Frankfurt și un meci foarte bun făcut de Eintracht. Știi ce e interesant la această partidă și chiar ar fi o sugestie chiar de pariere, dacă vreți să forțați o cotă mare, să mizăm pe un meci în care una dintre echipe și cel mai probabil Bayern să va înscrie din nou 5 goluri, pentru că în 4 din ultimele 5 meciuri directe în Bundesliga și în Supercupa Germaniei, una dintre echipe a ajuns la cota de 5 goluri. Bayern s-a impus cu 5-2 în urmă cu 2 săptămâni. Frankfurt a câștigat în tur cu 5-1. Bayern s-a impus cu 5-1 acasă în precedentul meci de pe Allianz Arena. Iar în Supercupa din august 2018, Bayern s-a impus cu 5-0. Deci, iată cum se machează minimum 3 goluri în aceste meciuri. Da, cifra 5 e magică pentru această partidă. De altfel, abia aștept meciul tocmai în această idee. Vom avea o partidă foarte, foarte spectaculoasă. Șansele Bayernului să treacă mai departe sunt majore. Eintracht are probleme în campionat. Nu mai este la retrogradare sau nu mai este atât de presată de ideea de a intra în lupta pentru evitarea retrogradării, dar nici bine nu este. Pe de altă parte, Eintracht ar că trebui să, sau în sfârșit, și-ar dori enorm, evident, un rezultat bun aici și prin prisma statisticii care ne spune că nu a mai câștigat pe teren bavarez din anul 2000. Practic sunt 20 de ani de când, și Eintracht totuși este o echipă de tradiție, o forță a Germaniei, o echipă cu bani mulți și cu un lot foarte bun sezon de sezon. Da, ambele marchează este varianta noastră de parier la o cotă de 1.83, ținând cont de dezinvoltura cu care s-au prezentat cele două în partidele directe, pornind și de la ideea că Eintracht nu a știut deloc să se închidă sezonul ăsta, acesta fiind și motivul din care echipa a căzut atât de mult în clasament. Nu este o specialistă a deplasărilor, dimpotrivă, în Bundesliga a ocupat, cred că până runda anterioară, ultimul loc în ceea ce privește jocurile din deplasare, dar e un meci special. Eintracht, la fel de, sau în același ritm, mergea și înaintea meciului retur din campionat și ne aducem aminte ce repriză secundă a reușit Eintracht atunci. Bayern a intrat 3-0 la pauză, Eintracht a marcat 2 goluri și în sfârșit a existat chiar situația de a reuși să o egaleze pe Bayern pe teren propriu. Nu s-a întâmplat, 5-2 pentru Bayern, dar una peste alta, încă o partidă spectaculoasă oferită de cele două. Da, mergem mai departe și vedem care sunt punturile individuale. Imediat vedem ce v-am pregătit pentru ziua de mâine.